Așadar, bună seara și bine ne vedem. Clasa 12. Așa. Lăsăm algebră, nu? Că la algebră, zici tu. În matrice, te rog. Mulțimea M. Deci mulțimea M egală cu? O matrice. Mulțimea tuturor matricilor de forma, așa vezi, spui, da? De forma. Pe prima linie A. A. A și 3B. 3B. E de 2, 2, de 2, 2, da? Și? B și A. B și A. Cu A, B aparține numerelor. Cu A și B aparțin numerelor reale, nu? Z. Z. Aha, e important. Bun. Deci, e vorba de mulțimea tuturor matricilor, în care pe diagonală este același lucru, pe diagonală principală. Iar pe diagonală secundară, B, 3B și B. 3B și B. Am înțeles. Mulțumesc tuturor matricilor de acest tip. Ce să fac cu ea? Mulțumesc asta. La primul punct să arătăm că M este parte stabilă în raport cu mulțirea matricilor. Amic. Deci, M, M asta, mulțumesc tuturor matricilor din modelul acesta, parte stabilă în raport cu înmulțirea, parcă zi, da? Da. Cu operația de înmulțire. Altfel, cum traducem chestia asta? Că... Să rămână tot în Z. Ce o să dea după înmulțire, să rămână tot în Z. Nu să rămână numai în Z, altceva trebuie să spunem. Să fie aici de luăm două matrici de modelul ăsta. Oricare două matrici de modelul ăsta, când le înmulțim, să obținem o matrice de același tip. De da, de același tip. Asta înseamnă că să rămână, să ne spălăm rufile în familie. Adică, ce rezultă să fie tot de același model. Asta vreau spun, nu? Deci să traducem noi. Oricare ar fi A și B din mulțimea matricilor de modelul acesta, de forma asta, să rezulte ca ori B aparține tot lui și ea. Asta înseamnă că mulțimea aceea e parte stabilă în raport cu operația propusă, operația de mulțime. Alis, pornește tu. Mă conduci cu eu. Deci A mare, mulțimea egală cu forma. Zi, te rog. A, 3B, B și A. Așa. A, 3B, B și A, și B mare, mulțim matricea. C, 3D, D și C. D și C. Și atunci zicem A ori B egal cu matricea copia 3B, B și A. Înmulțim cu matricea C, 3D, D și C. Și să vedem cine este. Egal. Știu să mulțesc două matrici. Prima linie cu B în toate coloanele. Deci vine AC plus 3BD. AC. Vorbește de rog ca să... AC plus 3BD. BD, da. 3 pe lângă AD plus BC. 3 pe lângă... Deci vă mulțim acum pe prima cu a doua coloană. Da? Și vine 3... Tu ai dat pe 3 în factor, și vă zic asta, da? 3 pe lângă, ce ai zis tu? AD plus BC. AD plus BC, da? Apoi, BC plus AD. Prima, a doua linie cu B în fiecare coloană. Deci vine BC plus AD, sau AD plus BC, este același lucru. Și, în sfârșit, AC plus 3BD. AC plus 3BD. Cum observi, forma este aceeași, pe diagonală principală este același lucru, pe diagonală secundară este același lucru, de 3 ori și aici o singură dată. Mai trebuie să arătăm că toată bucata asta este din Z. Adică, dacă notăm cu M pe acesta și cu N pe ăsta, atunci forma este următoarea,
M-3-N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 
Și trebuia să precizez că mână și nă sunt din Z. Și semn de întrebare, trebuie să punctăm așa tot, că mă și nă sunt din Z. Ori, noi aveam așa, că A, B, C, D, poate sunt din Z. Și atunci, știm că operația de înmulțire în Z este închisă, adică tot e parte stabilă, mulțimea numărul întregi față de înmulțire și față de adunare, da? Și adunare la fel. Și adunare la fel. Deci asta înseamnă că, adică înmulțimea Z e parte stabilă în raport cu aceste două operații. Da? Cu adunarea și cu înmulțirea. Și zic atunci că AC, A orice, aparține lui Z, 3B, BD, aparține lui Z. Din asta rezultă că AC plus 3BD aparține lui Z. Și analog și celelalte lucruri. În concluzie, am arătat că mulțimea asta este parte stabilă în raport cu operația de mulțire, pentru că, indiferent ce două matrici de modelul acesta luăm, mulțindu-le obținem o matrice de același model cu elemente tot din Z. Da? Bun. Și acum, punctul B. Arătați că oricare ar fi A aparține lui Z. Oricare ar fi A aparține lui Z. A mic. Oricare ar fi A mic, da. Numărul A pătrat plus 1. Să arătăm că A pătrat plus 1. Nu se divide cu 3. Nu se divide cu 3. A pătrat plus 1, așa pune, da? A pătrat plus 1 nu se divide cu 3. Este legat ceva cu matricea de sus? De regulă când se dă așa ceva, așa ar trebui nu, să fie. Nu trebuiau trei puncte? A pătrat plus 1. La eu ce am spus? A pătrat plus 1 nu îl divide pe 3. Nu se divide. Nu se divide. Nu se divide, da? Deci nu se divide așa. Așa trebuia, da? Nu se divide cu 3. Altfel, ceea ce am spus acolo era că ăsta e un divizor al lui 3. Da. Nu este un divizor al lui 3, da? Așa, ăsta, faptul că nu se divide la 3, faptul că nu se divide la 3, înseamnă că nu poate fi văzut ca un multiplu de 3. În sensul acesta, da? Așa. Deci, ce zici? Se leagă ceva de sus? Din clipa în care dăm matricea asta și nu știu ce, așa ar trebui. El este în punctul A, punctul B, este un subiect de sine stătător, luat undeva, cum l-ai văzut tu. L-ai luat undeva așa și așa era enunțat. Ia să vedem dacă aici ne vine în minte ceva. Să luăm independent, niciodată un pătrat perfect plus 1 nu se divide la 3. Așa ar fi, nu? Un pătrat perfect plus 1 nu se divide la 3. Oricare ar fi A din Z, pătratul plus 1 nu poate să se divide la 3. Ai încercat ceva aici? Nu ai încercat nimic. Aș încerca prin reduși la absurd. Presupunem că pătratul plus 1 s-ar divide la 3. Deci, prin reduși la absurd, ca metodă. Presupun că A pătrat plus 1 se divide la 3. Da? Presupun că se divide la 3. Asta ar fi echivalent. Poate spune că A pătrat plus 1 e egal cu 3K. Asta înseamnă că se divide la 3. E multiplu de 3. Ceea ce ar însemna că A pătrat egal cu 3K plus 1 3K minus 1, da. 3K minus 1 și pătratele să vedem dacă au posibilitatea să fie surprinse ca fiind 3K minus 1.
pătratele. Pătratele perfecte. Da. Ia să vedem, dăm un exemplu de care sunt pătratele perfecte. Hai să luăm pe toate și să ne dăm seama de... Nu pe toate, să luăm parte din ele, să ghicim ceva, să pornim pe problemă. Că deocamdată suntem în cercetare. Da? Deci, care este pătratele? 4. 4. 1, 1, 4, 9, 16, 25 și 0 și 0, da, 0, 1, 4, 9, 25, 36 și așa mai departe. E, 4 poate fi văzut ca fiind multiplu de 3 minus 1? Nu. Adică 3 ori 2, 6, minus 1, 5. 5. Nu. 9. Nu. El e singur multiplu. Da. Deci 9, dacă poate fi văzut ca multiplu de 3, minus 1. Nici vorba. Nu. Da? 16. Nu. Nu. Ei, dar totuși trebuie să insistăm acum, să vedem... Ba da, 16. Aba, nu. Mă gândeam de cap. De 3, minus 1. Nu, nu merge. Nu. Sau multiplul de 3 plus 2, aș putea să zic. Că multiplul de 3 minus 1, ca și cum aș spune multiplul de 3 plus 2. Că eu mai pot să... Pun 3. Să adun și să scad un 2. Deci e egal mai departe cu 3K minus 3 plus 2. 3K minus 2 plus minus 3 plus 2 și egal mai departe cu 3 pe lângă K minus 1 plus 2. Adică tot 3K 3P, hai să zic 3P plus 2. Deci ori spun 3K minus 1 ori spun 3P plus 2 este același lucru. Deci eu am spus că pătratul perfect poate fi surprins, presupun că poate fi văzut ca 3K minus 1 sau 3P plus 2. Să vedem, mă ajută? Adică eu ce trebuie prin fenomenul ăsta, prin procedeul de reduș absurd, trebuie să contrazic ceva. Adică trebuie să contrazic faptul că A este din Z. Să ajung la o contradicție. Da? Deci, caul era din Z, așa am spus, nu? Ei, faptul că eu am spus că e posibil ca A pătrat să fie egal cu 3P plus 2, A din Z și P-ul tot din Z vine, nu? Chiar natural. Chiar din ien, P-ul. Că pătratul este număr pozitiv. Da. Deci, P-ul să fie chiar din ien. În condițiile acestea, întrebarea este dacă aceasta egalitate e posibil, vreodată. Dacă nu, de ce nu? Păi putem demonstra prin inducție sau... Deci am mers pe negație, am presupus că A pătrat plus 1 s-ar divide la 3, ar fi un 3P și am ajuns la varianta că în condițiile astea A pătrat este 3P plus 2. Dacă duc pe 3P în stânga, la ce ajung? Ajung A pătrat minus 3P să facă 2. Da? A pătrat minus 3P să facă 2.
unde despre așteam că e, despre peștiu sigur că e din ien, număr natural. Da. Și asta să mă trimite, sper eu, spre o contradicție, ca să nu mai cer vreodată răsmaia asta, adică să mă ducă spre varianta că au nu mai este din Z. Deci au pică din... nu mai are șansă să trebuie fie din Z. Și sigur nu trebuie să ne legăm de nimic mai sus? Aici nu văd eu. Ia să văd dacă tu ai acolo. E greșit să vedem în ce context este dat așa. Deci, vă zic rămulțimea asta. Aștept să fie în legătură cu ieșițul de mai sus. A pătrat. Dacă facem determinat sau ce? Păi, asta apare a pătrat și minus 3b pătrat. Oare să fie... Nu se divide cu 3. Trebuie să fie în contextul acesta de mai sus. Că de sine stătător, nu. E băgat chiar în mulțimea matricilor, e punctul D, apoi punctul C, iarăși face o legătură cu matricea mare de tipul acel de mai sus. Ce idee să avem aici? B pătrat cu determinanți. Determinant de a ori B de a ori de B. Dar... A pătrat plus 1. Voi mai știți, era ecuația caracteristică care se atașează unei matrici, mai țineți minte aceea? Cum era A pătrat minus D de A, eu nu mai mă amintesc acum. Ecuația caracteristică. Era cu urma, cu... Așa cea, cu urma, mai țineți minte? Eu mă gândesc că și acolo să fie. Interesantă asta, nu? Da, foarte interesantă. Deocamdată ne-o blocat, nu vedem foarte bine cum să o legăm de punctul A și să o cadrăm acolo. A pătrat plus 1. Neapărat trebuie luată de... Asta. Hamilton. Așa. Fie o matrice A egal cu A, B, C, D. De ordin 2, da? Da. M2 din M2, atunci... Da. Atunci era A pătrat minus urma, adică A plus D ori A. A plus... A plus D mic. Că e de urma. Așa. T, da. Ori A. Da, ori A. Nu, fără A mare. Așa. A minus T de A, ori A. Plus
E det de... Asta nu știu ce e. Ah, da, determinant de I2. Determinant de A ori I2. Da. Egal cu zeta, nu? Da, O2. Așa. Deci da. A pătrat minus urma... Ei au dat-o cu A plus D și A de minus B C. Așa. Și aici... Știu că erau deseori exercițiile acestea destul de interesante pe baza astea. Mă gândesc de aici să fie... Dar... În momentul ăsta nu am o inspirație așa ca să mă duc să văd exact unde să mă leg. E să vedem autorul ce ne spune la rezolvare, ca să ne-am inspirat. Deci zice așa, la beta, fie A de Z. Atunci A ar fi... A egal cu 0, 1 sau 2, modulo 3. Deci resturile împărțirii lui A la 3 sunt 0, 1 sau 2. Nu? Resturile împărțirii lui A, oricărui număr întreg la 3 sunt 0, 1 sau 2. Așa. Ah, se face cu clase de resturi. Clase de resturi, mă gândesc, aici vrea să ajung el. Pe rând, A pătrat plus 1 egal cu 0 la pătrat plus 1, care face 1 modulo 3, sau A pătrat plus 1 egal cu 1 pătrat plus 1 modulo 2, modulo 3, sau A pătrat plus 1 egal cu 2 modulo 3. Deci A pătrat plus 1 nu face niciodată 0 modulo 3. Hai să încercăm să vedem cum înțelegem noi. Hai să zicem așa. Dacă vrea ceva la bac, nu faci nimeni. Deci am crezut foarte tare că se leagă de... Dar văd că nu se leagă de matricea aceea. Da? Deci, din teorema împărțirii cu rest, știu așa, că A este egal cu 3K plus 0 sau A egal cu 3K plus 1 sau A egal cu 3K plus 2. Acum, dacă A îl luăm de forma 3K. Deci cazul întâi. Nu era A pătrat? A, nu, nu. A, ca orice număr întreg, are variantele. 3K, 3K plus 1, 3K plus 2. Dacă A e egal cu 3K, atunci A pătrat va face 9K. A pătrat. Face 9K pătrat. Așa? Da. O ca pătrat. Adunăm un 1 în ambii membri și atunci A pătrat plus 1 face 9 ca pătrat plus 1, care nu se divide la 3. E 9 ca pătrat plus 1, nu se divide la 3. Cazul 2. Dacă A egal cu 3 ca plus 1, atunci A pătrat plus 1, A pătrat, va face, adică A pătrat ambii membri, face 9K pătrat, plus 6K, plus 1, da? Adunăm în 1. Adunăm în 1 ambii membri și egal mai departe, rezultă deci echivalent cu A pătrat plus 1, egal cu 9K pătrat, plus 6K, plus 2. Scoatem de aici pe 3 în factor și este egal mai departe cu 3 pe lângă 9K pătrat, nu 9K pătrat, 3K, 3K pătrat plus 2K și plus 2.
Deci nu este un multiplu de 3. Da. De rest, 2. Da. Da? Deci asta înseamnă că nici în situația asta, a pătrat plus 1 nu se divide la 2. La 3. Nu se divide la 3. Cazul 3. 3K plus 2. A egal cu 3K plus 2. Și atunci, a pătrat va face egal cu 9K pătrat plus de 2 ori prima parte mulțit cu a doua 4 ori 3, 12 plus 4, da? A pătrat plus 1. Atunci, a pătrat plus 1 putem ia, da, un 3 a pătrat plus 1, face 9K pătrat, scriu cât este, 9K pătrat 9K pătrat plus 12K plus 5. Scot un 3 în factor. Pe 5 îl pot vedea ca fiind 3 plus 2. Da. Și egal mai departe cu 3 pe lângă. 9K pătrat. 3K pătrat. 3K pătrat. Plus 4K. Plus 1. Și plus 2. Nu merge. Deci se vede că dă restul 2. Înseamnă că nici de data asta a pătrat plus 1 nu se divide la 3. Da. E de sine stătătoare, ești. Nu are nicio treabă cu cel înainte. Mai rău încă dat. Deci, orice număr întreg din teorema părțirii de clasa 5-a înseamnă că el este 3K, 3K plus 1 sau 3K plus 2. Și 3K nu e divizibil? Adică... Păi m-a arătat. Dacă luăm cu varianta 3K, el, da, de forma 3K, atunci a pătrat face 9K pătrat. Nu, dar zic, 3K e divizibil cu 3. Sigur că da. Dar a pătrat plus 1 nu mai este. Păi da. Deci noi avem pe a pătrat plus 1. Da. Deci în momentul în care A-ul este de tipul 3K, a pătrat e 9K pătrat, a pătrat plus 1 este 9K pătrat plus 1, că nu se mai divide la 3. Pentru că se vede câtă vreme e plus 1, este asta de multiplu de 3, dar plus 1 clar că nu. Restul împărțirii e 1. Da. Deci nu se divide la 3, ar trebui să împarte exact, să am 3 pe lângă ceva. Exact. Da? În cazul al doilea, dacă au 3K plus 1, atunci a pătrat e 9K pătrat plus 6K plus 1, adunăm în 1 ambii membri și a pătrat plus 1 face 9K pătrat plus 6K plus 2. Din ăștia ies un 3 și dă restul 3, 3 pe plus 2. 2. Da? Da. Restul împărțirii este 2. Nu dă 3 pe lângă ceva ca să spun să divide, da, la 3. Da? La fel și cazul 3, când au de 3K plus 2, observăm, lucrăm foarte atent și dă restul 2. Adică multiplul de 3, dar cu restul 2. Înseamnă că nu e multiplul de 3. În final, în fiecare cazuri analizând noi, cum mai 3 variante sunt la împărțirea la 3, nu să fie 3K, 3K plus 1 sau 3K plus 2, să sunt restul din împărțirii la 3, analizând cele 3 cazuri, constatăm că nici într-una din cazuri nu se întâmplă ca A pătrat plus 1 să fie divizibil, să fie divizibil, să împartă la 3, da? Să fie divizibil cu 3. Da, n-am îndrăznit, hai să spun, ne-am blocat fără, nejustificat. Trebuie să avem calmul necesar, astfel vă stă o secundă. 3K, 3K plus 1 și 3K plus 2. Astea sunt posibilitățile împărțirii la 3. Și dacă constatăm că pătratul plus 1 în fiecare din cazuri nu-i multiplu de 3, nu se divide la 3. Salut! Punct. Și nimic de comentat. Da, ați spus ce-am spus mai devreme. Dacă pe o fracțiune de secundă te încearcă sentimentul neputinței, egal, nu mai ești, nu te mai mobilizezi și asta e cea mai mare problemă a elevilor în general. Da? Cea mai mare problemă este că atunci, în fața ieșiților, nu știi de unde să-l apuci, el poate fi foarte simplu, nu l-l apuci și că intrat în panică și te apasă foarte mult, nu reușești să te mai mobilizezi la celelalte subiecte, de aceea spun această chestie, spunând-o tuturor prietenilor care vor urmări, că la teză
trebuie abordată teza așa. În ordinea accesibilității tale, fiecare are, să spunem, o anumită sensibilitate la matematică, da? Și la unele se prinde din prima, la altele mai târziu. Dar dacă rămâi, cred că nu se mai aude, ia să văd. Asta e un semnal. Da, s-a terminat bateria. Cineva ne urmărește. Și spune că dacă se întâmplă ca să te blocheze la un exercițiu și stai acolo și le faci în ordinea în care sunt ele și tragi acolo. Mi s-a întâmplat de ziua la teză. E pentru și pe cele care trebuie să le faci, nu le-ai făcut nici pe cele. Pentru că tu ai rosit timpul acolo și nici nu mai ești... Îți trebuie o stare de bine când ai făcut unul exercițiu, le-ai făcut și pe celălaltul. Se instalează această stare de bine și atunci ai șanse foarte mari să faci teza. Și pe cele care n-aveai niciun moment de credeai că n-ai să le faci, surpriza mare este că le faci. Trebuie să reveniți la subpunctul ce, că limitarea care e grea. Au, da? Băi, tu chiar mă pui pe jar. Ce să spun? Mai degrabă mai șterg tabla, mai trag de timp, mă dau obosit. Ce să fac? Trebuie să fac într-un fel. Da. Sper să ne vedem. Da. Am insistat. Acesta este un model sau o situație concretă când vouă și nouă oamenilor, profesor și elev, li se poate întâmpla o chestie de asta. Deci trebuie să ai puterea să revii parcă le iei dintr-un alt colț și spui, stai mă, dar chiar ce vrea să spună autorul? Aici blocajul a venit de faptul că mă tot duceam cu mintea, fiind strecurat acolo în mulțimea matricilor A, B, adică sigur se referă acolo, trebuie să fie o legătură, nu o văd eu acum. Și în timp ce discutam cu voi, eu tot mă gândeam acolo, hai să ecuația caracteristică asta, hai să văd de acolo, nici de acolo nu se vede. Că ea să fie o banalitate de sine stătătoare. O chestiune care putea rezolvată de sine stătătoare, poate nicio ori. Deci mai departe, la ce? Ce zice la ce? Arătați că dacă amarea aparține lui de, atunci determinant de a diferit de minusul. Deci dacă amare și trebuie să reveniți că vorbează o limită tare. Mi-am amintit la faza națională când avem o elevă foarte puternică. Am avut 4 elevi la națională, eram singurul din țară care aveam așa ceva. Și o elevă de-a mea dăduse o soluție foarte tare, era în clasa 10-a. Dar în afara baremului. Deci o soluție. Și când m-a explicat-o odată, de două ori, eu făceam efortul să înțeleg, dar eram și foarte agitat, așa, aveam niște probleme. Și ea spune, domnul profesor, vă rog frumos, vă rog să vă concentrați. A doua sau a treia oară, explicându-mă și trezând ea că eu stăteam pe deasupra și nu pătuneam probleme, vă rog să vă concentrați, eu vă știu un profesor foarte bun. Bă, cum am făcut așa de rușine, mi-a fost așa rușine în fața ei, încât după am făcut niște o imagine, am zis, băi, ce fac eu aici? Așa și cu tine acum, Mă rog, trebuie să mă mobilizez și să facem problema aceea. Deci dacă A aparține lui M, atunci... Determinant de A diferit de minus 1. Păi să-l facem. Determinant de A, det de A, egal cu A pătrat, minus 3, B pătrat. Și cum A
și B sunt din Z, atunci rezultă, din ce am arătat, că A pătrat plus 1, nu se divide. Nu se divide la 3. Da? A pătrat plus 1 nu se divide la 3. Adică, în momentul în care facem A pătrat plus 1, ne dă restul ori 1, ori 2. Nu dă multiplul de 3. Deci de asta înseamnă că A pătrat plus 1 egal cu 3 pe plus 1 sau A pătrat plus 1 egal cu 3 pe plus 2. Da? Ei, mergem pe prima variantă. Dacă A pătrat plus 1 face 3P plus 1, înseamnă că A pătrat egal cu ce? Cu 3P. Și atunci, det de A este egal cu cine? Cu A pătrat minus 3B pătrat și egal mai departe cu A pătrat din 3P minus 3B pătrat și face 3 pe lângă P minus B pătrat. Minus B pătrat, da? Care e diferit de minus 1. E multiplul de 3. Deci nu dă minus 1. Deci e multiplul de 3. Cazul următor. Cazul în care A pătrat plus 1 face 3 pe plus 2. Deci A pătrat înseamnă că A pătrat egal cu 3 pe plus 1. Nu? Am scăzut un număr de ani de membri. Și atunci det de A face A pătrat minus 3B pătrat și egal cu A pătrat 3P plus 1 minus 3B pătrat și este egal cu 3P minus 3 pe lângă P minus B pătrat plus 1 care face diferit de minus 1. Asta o variantă, dar corect, trebuie să analizăm 4 posibilități. Adică și A-ul și B-ul sunt din Z. Da? Deci și A-ul și, fiindcă și A-ul și B-ul sunt din Z, atunci noi am spus că A pătrat plus 1 nu se divide la 3. Asta înseamnă că A pătrat plus 1 este egal cu 3K plus 1 sau A pătrat plus 1 egal cu 3K plus 2, da? Da. Ceea ce ar fi echivalent cu A pătrat egal cu 3K sau A pătrat 3K plus 1. Egal cu 3K plus 1. Analog și despre B, același lucru. Da. Deci, pot să spun și că B pătrat egal cu 3P nu e același K. Da. Iau un P. Și că B pătrat egal cu 3P plus 1. Acum, iau un A pătrat. Deci cazurile care le iau așa, ăsta de aici cu amul două de aici, ăsta de aici cu amul două celălalt. Sunt 4 cazuri de analizat, ca să fie riguros așa făcut. Iată cum. Cazul întâi. A pătrat egal cu 3K și B pătrat egal cu 3P. Atunci, det de A este egal cât am s-a pătrat 3K. Minus 3 scriu exact ca să văd 3 pe pătrat și egal cu 3K. 3
H minus 9P. 9P și egal cu 3P lângă K minus 3P. K minus 3P. Deci, nu, de A e diferit de, diferit de minus 1, nu? Da. E un multiplu de 3. Cazul 2. A pătrat egal cu 3K și B pătrat egal cu 3P plus 1. Da? Și atunci, det de A va face 3K minus 3 pe lângă 3P plus 1, da? Da. Minus 3P 3 pe lângă 3P plus 1. Da. 3 pe lângă 3P plus 1. Iarăși 3 factori. Și face 3 pe lângă K minus 3P minus 1. Deci iarăși e diferit de minus 1. E un multiplu de 3. Cazul 3. Când A pătrat egal cu 3K plus 1 și B pătrat egal cu 3P. Da? Da. Și atunci urmează det de A, care este 3K plus 1. De acord? Da. Minus 3 pe lângă B pătrat 3 ori 3P. 3 ori 3P. Și este egal cu cât 3P lângă K minus 3P plus 1. Diferit de minus 1. Și cazul care urmează, cazul 4, când A pătrat egal cu 3K plus 1 și B pătrat 3P plus 1. Și atunci det de A egal cu 3K plus 1 minus 3 pe lângă 3P plus 1. 3 pe lângă 3P plus 1 și egal cu 3K plus 1 3 pe lângă K minus 3P plus 1 minus. Deci 3 pe lângă K minus 3P minus 1, nu? Da, plus 1. Plus 1. Care diferit de minus 1. Și în final am arătat că nici unul din cazuri nu ajung la minus 1. Altă. Arătați că dacă am arătat aparține lui M și A la minus 1 aparține lui M, atunci determinant de A egal cu 1. Deci dacă A mare aparține lui M, da? Da. Și A la minus 1 și A la inversa aparține tot lui M, atunci determinant de A egal cu 1. Det de A egal cu 1. Ce înseamnă asta? Dacă A și A la minus 1 sunt de aici, A și A la minus A ori A la minus 1, cât face? I2. I2, da? Mate, ce-am uitat. Atunci, det de A ori det de A la minus 1 este egal cu det de I2 ori egal cu 1, nu? Ei, cu cine este egală dacă facem așa, det de A la A la minus 1? Să o facem pe A la minus 1. Cu cine este egal A la minus 1? A la minus 1 egal cu 1 pe det de A
ori adjuncta, nu? Adică ori matricea, ce facem pentru... Mai întâi facem inversa, m-am amintit, nu? Da. Deci matricea este acolo. A egal cu A, 3B și B, A. Atunci, matricea transpusă, da? Schimbăm linia întâi deveni coloană, linia A, 3B și B, A. A, 3B și B, A. Și acum adjuncta. Nu, ne uităm la transpusă și o să socotim complementul algebrii, nu? Deci, pentru locul 1 va fi 3B, pentru locul 2 tăiem linia și coloana lui B, va veni minus, deci linia și coloana lui A și ar fi A, am greșit, da? Atenție, mă ajuta să vă greșim. Deci tăiem linia și coloana lui A, da. Și vine A aici. Apoi minus 3B. Apoi minus 3B, corect. Apoi pentru B. Minus B. Minus B aici. Și, are și ar veni A, nu? Da. Și A. Așa arată A la minus 1. Da. Det de A la minus 1 face 1 pe det de A. Ori, cine ar fi asta aici? Ar fi A pătrat minus... Plus, a, da, minus. Nu? Minus 3B minus pătrat. 3B pătrat. Și dă 1, este asta. Și face A pătrat minus 3B pătrat era a determinantului A, da? Da. Și face 1. Deci, det de A la minus 1 face 1. Noi avem că det de A ori det de A la minus 1 face matricea unitate, face 1, nu? Da. Și dacă locuim aici, ce avem? Det de A ori det de A la minus 1 ori 1, nu așa? Uitați-o, det de A la minus 1 face 1 și egal cu 1. Da. Adică de aici rezultă că det de A este egal cu 1. Asta trebuia. Nu? Să arătăm că det de A face... Bun. Altă ceva? Mai am dus sau? Nu. Așa. Am venit. Hai să vedem un pic ce. Hai să vedem un pic chestiunea da. Care a fost aici. Da. Prima parte a cea că e parte stabilă, o da. Chestiune mai îndemână. Partea B... Ăla a fost. Aceea a fost, dar a fost, Finit. Să recunoaștem, o neatenție care ne-a scos un pic din mână. Că am avut tot timpul senzația că trebuie legat da. De mulțimea mare, că ați văzut în rest. Faptul că să arată asta că a pătrat plus 1 niciodată nu se divide la 3, este de folos mai târziu. Da. În ce? La punctul ce? Eu am crezut că demonstrația în sine s-ar baza pe punctul A. Păi nu. Ca să-l facă pe C și el și-o pregăti terenul și cu această chestiune B, mic, ca să poată să facă pe C. Aici a fost scăparea. N-am înțeles bine ieșițiul. Dacă îl citeam în totalitate, așa sesizam că punctul B este independent și este pregătitor pentru a putea face pe ce. De aceea, de aici învățăm un lucru. Un exercițiu când ți se dă, îl citești de la un cap la celălalt. Ca să-l înțelegi cum se integrează fiecare subpunct acolo. Că altfel, dacă numai până la punctul B, sau inclusiv B-ul, și fără să-l văzuți pe ce, am picat în panta cealaltă, concentrându-mă pe chestiunea leg de A. Leg de A, că așa sunt în majoritatea cazurilor din ABC. Da. Am descoperit un lucru important. Să vedem și povestea pe care o ai tu. Deci,
limit the constraint in the nightmare. S-o scriu ca să mă uit la ea, da? Limită pentru... Ent in the infinite. Da. Din sumă de la K egal cu 0 la N. Din? Și fracție. K plus 1. K plus 1. Supra 10 la K. 10 la puterea K. Chestia asta trebuie să dea 100 pe 81. Limita asta, 100 pe? 81. Parcă așa. 100 pe 81. Acum, din experiența care o avem la limite, în general, cum procedăm? Ce idee avem aici? Încercăm să descompunem la între. Cel mai des căutăm să vedem dacă suma aceea este calculabilă. Dacă e o sumă oscilantă, dacă putem calcula, sau dacă nu, să încadrăm între două șiruri, încât un șir minorant, altul majorant, și să putem calcula limita respectivă. Și să aibă aceeași limită ca să mă duc la crește. Deci, pentru început, aș vrea să o calculez. Să vedem dacă o putem calcula. Acum, dacă aș despărți în două limite, în două sume, să luăm suma deoparte. Sumă de la K egal cu 1 până la N, din K supra 10 la K, și plus 1 supra 10 la... De la K egal cu 0 la N. De la K egal cu 0 la N. Suma sumelor, nu? Da. Sumă din fiecare, deci egal cu sumă de la K egal cu 0 până la N din K supra 10 la K și plus sumă de la K egal cu 1 până la 0. K egal cu 0 până la N din 1 pe 10 la K. La K. Asta este suma unei progresii geometrice cu rația 1 pe 10. Da. S-ar putea calcula suma asta. Ne amintim suma asta de la K egal cu 0 până la N din 1 pe 10 totul la K. Cum se calculează? Ar veni cât? Vă amintiți, e vorba de 1 pe 10 la 0 plus 1 pe 10 la 1 plus 1 pe 10 la 2 și mai departe. 1 pe 10, totul la N. Suma unei progresii geometrice cu rația 1 pe 10. Ies N egal cu A1, primul termen, pe lângă 1 minus Q la N, supra 1 minus Q, nu? Și egal cu A1 este primul termen 1 pe 10, 1, deci egal cu 1. Înmulțit cu 1 minus 1 pe 10 la N supra 1 minus 10 cât 1 e? 1 minus 1 minus 1 pe 10, da? Da. Și egal mai departe cu 10, 1 minus 1 pe 10 la N totul supra 10 minus 1 9 pe 10. Așa, care face 10 supra 10 supra 9, da? Pe lângă 1 minus 1 pe 10 totul la N. 1 minus 1 pe 10 așa, la N. Într-o paranteză. Asta ar fi sumă. Și suma asta, la limită, îți dă 10 pe 9. Da. Că ăla e 0. Da. Acum,
asta, să vedem cum o calculăm. Suma asta altă din K supra 10 la K. Deci K supra 10 la K. Dacă adun și să scad un 1 acolo, să distribui. Deci suma asta de la K egal cu 1 la 0 până la M din K supra 10 la K egal cu sumă de la K egal cu 0 până la N din K plus 1 minus 1 supra 10 la K aș înmulți și aș împărți cu un 10. Deci 10 și 10 și ar face 10 pe lângă sumă de la K egal cu 0 până la N. Din 10 s-a dus la numitor. Da. 10 s-a lăsat aici în față, 10 l-am dus la numitor și vine K plus 1 supra 10 la K. 10 la K plus 1 minus 1 minus 1 pe 10 la K plus 1, nu? Da. Minus 1 pe 10 la K plus 1. Și egal mai departe cu 10 pe lângă suma de aici din fiecare de la K egal cu 0 până la N din K plus 1 supra 10 la K plus 1 minus sumă de la K egal cu 0 până la N din 1 supra 10 la K plus 1. Asta știu, e calculabilă. E 10. Da, e cea care am făcut-o. Și acum, asta de aici este chiar șirul de mai sus, asta K, K supra 10 la K, asta de la care am pornit, da. Dar o translez cu o unitate mai sus. Este exact modelul K, 10 la K. Dacă aș face o, aș desface, ar fi așa. Deci am 10, ca să înțelegem și mai bine, 10 pe lângă. Când K-ul este 0, vine 1 supra 10, nu? Da. 1 pe 10. Plus când K-ul este 1, 2 pe 10 la a doua. Da. Plus 3 pe 10 la a treia. Cât? 3 pe 10 la a treia. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. N plus 1 pe 10 la N plus 1. Aici în față ar fi N supra 10 la N. Da? Iar dacă aș fi făcut-o desfășurat pe asta, K supra 10 la K, ar fi fost cât? 1, 0 supra 10 la 0, de 0. Dacă până la N supra 10 la N. Și când, deci ar fi asta și plus ultimul de aici, nu? Da. Deci ar face egal mai departe cu 10, pe lângă... Și ne ajungem la... Hai să notăm cu... Cu B... Cât să zicem la e? Cu AN. Sau BN. Bucata asta. Da. Deci ar fi 10 pe lângă... Deci asta de la care am plecat. BN-ul asta. De la BN am plecat. K supra 10 la K. Este scrisă ca fiind 10 pe lângă BN plus M plus 1 M plus 1 supra 10 la M plus 1. Da. Da?
închid paranteza, și minus 10-le asta cu asta, nu? Minus 10 ori sumă de la k egal cu 0 până la n din 1 pe 10 la k plus 1. Da? Deci, hai să scriem relația care avem. Bn, Bn egal cu 10 Bn, 10 Bn, deci Bn egal cu 10 Bn, ai o fel de recurență. Plus, da, 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 plus 10, plus 10 pe lângă n plus 1, supra 10 la n plus 1 și minus 10 ori suma asta unei progresii geometrice. Da. Cu rația 1 pe 10. Da? 1 pe 10. Adică este tot așa, dacă observăm, când K este 0 acum, A1 este 1 pe 10. Deci va veni minus 10. Hai să scriem suma 1 pe 10, A1, înmulțit cu 1 minus 1 pe 10 la n. Da? Da. Totul supra... La n plus 1. La n plus 1. La n plus 1. Dar nu are importanță. La limită nu avea. Nu avea nicio importanță. Va avea supra 1 minus 1 minus 1 pe 10, care face 10 pe 9 în față. Ori 10 pe 9 în față, da? Da. Ori 10 pe 9. Adică 100 pe 9. Da. Ei, și este egal mai departe. Hai să scriem încă o dată relația. Bn egal cu 10 Bn plus 10 pe lângă n plus 1 supra 10. Simplifică cu asta, da. Deci, n plus 1 supra 10 la n minus 10 de aici se duce cu asta, da. De aici vine 10 pe 9 pe lângă o paranteză dreaptă 1 minus 1 pe 10 la n plus 1, cum ai spus. E, ce fac duce acum? Duce pe ăsta așa și în partea asta altă. Da. Și vine 9 de al de Bn, că 10 Bn, deci 9 de al de Bn. Am cam complicat-o, hai să recunoaștem un pic. Cred că trebuia să facem mișcarea, așa cum ați văzut aici, să adun și scad în 1, să înfinota cu Bn ăsta și mă duceam la Bn plus 1 prin mișcarea care o făceam, fie că mulțeam cu 10 sus și jos, și atunci s-a așezat foarte bine. Dar, până la urmă, nu iese. Nu iese pentru că... o să vedeți... Doar am dus-o mai sus. Da, mai... N-am văzut de la prima mână exact mișcarea care trebuia să făcut. Trebuia făcută. Așadar, ce vine? 9 Bn. Egal cu 10 pe 9. Egal cu 10 pe 9. 10 pe 9 pe lângă 1 minus 1 pe 10 la n plus 1 minus n plus 1 supra 10 la n și numai Bn simplu, Bn va face 10 pe 81 pe lângă bucata asta care e 1 minus 1 pe 10 la n plus 1 și minus cât este aici, minus vine și un 9, da. Da? N plus 1 supra 9 ori 10 la n. Și noi limita asta trebuie să o facem a lui Bn. Și mai avem și primul termen. Și avem 10 pe 9 ăla. Așa, o avem și pe asta, pe 10 pe 9, care o avem, da? Practic,
este descompus în două, asta care o găsim acum, plus 10 pe 9. Da. Asta care o găsim acum, plus 10 pe 9. Și atunci limită din BN egal cu 10 pe 81 și asta duce la 0, că crește exponențiala de jos, mă mai repede, da? Deci putem dovedi asta. Și 10 pe 81. Da? Și limită din... Limita totală, asta care am avut-o, limită din AN, din suma aceea. Limită din sumă de la K egal cu 0 până la N din K plus 1 supra 10 la K egal cu asta care am găsit-o, 10 pe 81 plus 10 pe 9 plus 10 pe 9, da? Și face 10 plus 90. Amplificăm cu 9, 91, 10, 10 pe 81. Da. Și face 100 pe 81. Adani? Da. Am învârtit-o un pic, wow. N-am fost așa pe fază, probabil și ora e târzii, trebuie să spunem și asta. Ei au făcut altfel cu, au derivat undeva... Cred. Poate o soluție mai rapidă. Derivata cui să fi fost acolo? K supra 10 la K. A cui? Care, ce funcție au prins acolo? Să caut. Cine să fie acolo? Supra 10 la K. Dar tot atât am dat. Tot atât. Noi am căutat-o... Cum am înțeles mai bine așa? S-o găsim concret suma aceea, s-o calculăm. Vă spuneam mai devreme, de la bun început aveam două idei. Una, s-o calculez efectiv, suma de scurs, s-o calculez. Cum o calculez, depinde de inspirație. Orică ai o funcție care e derivată, să fie K plus 1 supra 10 la K, să-ți vină foarte rapid suma aceea,